Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip, pentru că a mai rămas foarte puțin timp din acest an și mai puțin intrăm în 2020. Am decis să fac un videoclip cu topul mașinilor din Germania pentru 2019. A fost destul de dificil pentru că anul acesta am filmat peste 400 de mașini, așa că am încercat să selectez câte o mașină, 2-3 din fiecare videoclip pe care l-am postat. Așa că în videoclipul acesta o să vedeți cele mai bune mașini la cele mai bune prețuri pentru 2019. Videoclipul într-adevăr este puțin cam lung, sper că nu o să vă plictisiți, dar cu toate astea tot nu am reușit să pun toate mașinile pe care am vrut eu să le vedeți. Așa că dacă vreți să vedeți și continuarea acestui videoclip, o să vă las pe aici pe undeva un sondaj. Și nu în ultimul rând, dacă vă place ceea ce fac și nu sunteți abonați, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un like acestui videoclip. Dar înainte de toate, cel mai bine, haideți să urmărim împreună acest videoclip. Aici avem un Mercedes E-Class din 2010, mașina arată foarte bine, are faruri cu xenon, senzor de parcare spate, imediat o să vă arăt și interiorul. Are interiorul din piele, navigație, cutie de viteze automată, comenzi pe volan. Mercedes E-Class din 2010, are motorul de 2.2 diesel 204 cai, 211.000 de kilometri. Inspecția tehnică este valabilă până în 2020, iar prețul este de 8.850 de euro. Aici avem o Honda Civic din 2003 cu motorul de 1.6 benzină 110 cai, are 121.000 de kilometri, pachet Type R, scaune sport, două seturi de jante, iar prețul este de 2.900 de euro. Mașina în mare parte arată bine, are mici probleme cu exfolierea lacului pe anumite componente, iar totodată cu asta aș vrea să vă întreb voi ce mașină ați alege între un Golf 5 și aceasta. De ce credeți voi că noi românii evităm mașinile japoneze în schimbul celor nemțești? Aici avem un Mercedes C-Class din 2008. Mașina chiar arată foarte bine pentru numărul de kilometri pe care îi are. Are faruri cu xenon, senzor de parcare față-spate. Imediat o să vă arăt și interiorul. Anvelopele nu sunt într-o stare foarte bună, deci viitorul proprietar ar trebui să le înlocuiască. Cam așa arată în interior, scaunul șoferului este puțin rupt, are clima automată pe două zone, tempomat, comenzi pe volan, scaune încălzite, și chiar arată foarte bine pentru numărul de kilometri pe care îi are, o să vi-l spun imediat. Mercedes C-Class din 2008 are motorul de 2.2 diesel 170 de cai, 270.000 de kilometri, inspecția tehnică a expirat în iunie, iar prețul este de 6.000 de euro. 270.000 de kilometri nu sunt deloc puțini, dar vedeți și voi, mașina chiar arată ok. Aici avem un Chevrolet Cruze din 2010 cu motorul de 2 litri diesel 150 de cai, are 210.000 de kilometri, clima automată, navigație, senzori de parcare spate, două seturi de jante,
a avut un singur proprietar, iar în legătură cu prețul am primit informația că s-a modificat la 3500 de euro. Verificarea a expirat în luna aprilie. Mașina se poate aduce în țară doar pe o platformă sau trebuie făcută din nou verificarea. Dar, cum am mai spus și în videoclipul precedent, este o procedură puțin mai complicată. Întrebarea mea pentru voi este: credeți că această mașină ar putea fi o alternativă la un BMW E90, un Audi A4 sau un Mercedes C-Class? Aici avem un Audi A4 din 2016, mașina a avut un singur proprietar, toate servisările au fost făcute în reprezentanța Audi, este varianta 4, mașina are stopuri pe LED, faruri pe LED, imediat o să vă arăt și interiorul. Cam așa arată în interior, are scaunele sport, navigație, cheie de viteze automată, climatronic, comenzi pe volan, are foarte multe dotări. Mașina este din 2016, are motorul de 2000 diesel 190 de cai, 182.000 de kilometri, este Euro 6, inspecția tehnică este valabilă până în 2021, iar prețul este de 18.500 de euro. Cam așa arată interiorul, este foarte întreținut, are clima automată, comenzi pe volan, încălzire în scaune, navigație. BMW seria 3 din 2012, motor de 2000 benzină 245 de cai, 72.000 de kilometri care sunt 100% reali, iar prețul o să vi-l spun imediat. Prețul este de 16.999 de euro. Aici avem un Volkswagen Tiguan din 2011, o mașină foarte populară atât în Germania cât și în România. Mașina pe care vi-o arăt astăzi arată foarte bine, după cum vedeți nu are nicio zgârietură. Imediat o să vă arăt și interiorul. Cam așa arată în interior, din păcate este o versiune destul de standard, deci dotările lipsesc cu desăvârșire. Volkswagen Tiguan din 2011, are motorul de 1.4 TSI 150 de cai, 186.000 de kilometri, inspecția tehnică este valabilă până în luna decembrie, iar prețul este de 6.850 de euro. Aici avem un Peugeot 206 din 2003, care arată foarte, foarte bine. Și o chestie super interesantă este faptul că mașinuța aceasta este mult mai ieftină decât o trotinetă electrică. Uitați-vă și voi cât de bine arată, nu are nici cea mai mică zgârietură, îndoitură și în plus de asta anvelopele sunt într-o stare foarte bună, are jante de aluminiu, na, ce mai vrei?
După cum vedeți, interiorul arată impecabil, din păcate nu are aer condiționat, dar în schimb are plafon din ăla retractabil din pânză, deci este un fel de mini cabrio mașinuța aceasta. Nu știu, poate în 2003 nu erau verile atât de călduroase, se schimbă clima, ce să facem. Așa, după cum am spus, mașina este din 2003, are motorul de 1.1 benzină 60 de cai, 184.000 de kilometri, iar prețul este de doar 300 de euro. Deci, mașină sau trotinetă electrică. Aici avem un Golf 7 din 2013, cu motorul de 2.0 TDI 150 de cai, are 120.000 de kilometri, mașina este Euro 5, are senzor de parcare față-spate, clima automată, faruri cu xenon adaptive, a avut un singur proprietar, iar prețul este de 11.000 de euro. Ce este foarte important este faptul că toate reviziile au fost făcute la reprezentanța Volkswagen, iar mașina are 12 luni garanție. Aici avem un Jaguar XF din 2014, o mașină care este destul de rar întâlnită atât în Germania cât și în România. Sincer să fiu, am văzut maxim 2-3 mașini care au fost puse la vânzare. Și o chestie foarte faină este faptul că dacă vrei o mașină cu care să ieși în evidență, aceasta este mașina perfectă, pentru că nu este o mașină atât de comună cum este, spre exemplu, Audi A6 sau BMW seria 5, înțelegeți voi ce vreau să vă spun. Să vă arăt și interiorul. După cum vedeți, interiorul arată foarte bine, are scaune din piele încălzite, navigație, clima automată, absolut toate dotările care se puteau pune la acel moment pe un Jaguar ca acesta. Mașina are și faruri Big Xenon, senzor de parcare față-spate. După cum am spus, mașina este din 2014, are motorul de 3000 diesel 275 de cai, 122.000 de kilometri, iar prețul este de 16.500 de euro. Ce părere aveți? Ați dat banii aceștia pe mașină? Aici avem un Citroen C4 din 2010, cu motorul de 1.6 benzină 120 de cai, are 87.000 de kilometri, senzor de parcare spate, clima automată, tempomat. Mașina a avut un singur proprietar, iar prețul este de 2.900 de euro. Mașina arată foarte bine atât la interior cât și la exterior, se vede că fostul proprietar chiar a întreținut mașina cum trebuie. Mi se pare un preț corect pentru o mașină corectă. Foarte multe persoane m-au rugat să caut un Audi A7, așa că am găsit această mașină din 2010. Are motorul de 3000 diesel 245 de cai. Mașina arată foarte bine atât în interior cât și la exterior. Are o singură problemă la bara spate, este puțin crăpată vopseaua aici, se poate rezolva destul de ușor, dar în rest, după cum vedeți, mașina arată foarte bine. Mașina vine cu jante pe 19, anvelopele sunt destul de uzate, deci ar cam trebui înlocuite. Interiorul arată foarte bine, are clima automată pe două zone, încălzire în scaune, navigație, comenzi pe volan. Este vorba de un A7 care, această mașină când a fost nouă, a costat în jur de 100.000 de euro, deci nu prea are rost să vorbim despre dotări.
are faruri cu xenon, senzor de parcare față-spate. Audi A7 din 2010 are motorul de 3000 diesel 245 de cai, 115.000 de kilometri, inspecția tehnică este nouă, iar prețul este de 19.000 de euro. Aici avem un Seat Altea XL din 2007, mașina este puțin modificată, are jante pe 19 cu un talon foarte mic la anvelope, nu știu cum s-ar descurca pe drumurile din România, are suspensie sport, pachet free track, de aceea avem aceste elemente aplicate pe aripi, bară față-spate specifice acestei echipări și în plus mașina este varianta 4x4, are 7 locuri, 2 seturi de jante. Sincer să fiu, mie îmi place foarte mult cum arată, imediat o să vă arăt și interiorul. Interiorul arată foarte bine, are scaune sport încălzite, navigație, clima automată, comenzi pe volan. Cred că în afară de trapa panoramică nu se mai putea pune nicio dotare pe acest model. Ce părere aveți? Poate această mașină să fie o alternativă pentru o Skoda VRS sau un Golf GTI? După cum am spus, mașina este din 2007, are motorul de 2000 TFSI 200 de cai, 128.000 de kilometri, am uitat să vă spun că are farurile cu xenon, inspecția tehnică este valabilă până în luna decembrie 2020, iar prețul este de 6.000 de euro. Ce părere aveți? Merită 6.000 de euro această mașină? Bun, deci cam acestea au fost mașinile. În primul rând sper că v-a plăcut acest format al videoclipului și dacă mai vreți să facem pe viitor videoclipuri asemănătoare, lăsați-mi mai jos un comentariu, o să vă las pe aici undeva și un sondaj și de ce nu chiar un Q&A, cred că ar fi interesant atât pentru mine cât și pentru voi. Ați văzut și voi, deci cam astea ar fi mașinile cele mai bune pe care le-am văzut anul acesta. După cum am spus și la începutul videoclipului, nu sunt toate pentru că nu știu cât ar fi durat să pun toate mașinile pe care aș vrea eu să le pun. Dar putem să facem și continuarea acestui videoclip. Sunt tare curios dacă și voi sunteți de părere cu mine. Dacă nu, în limita bunului simț, puteți să lăsați mai jos un comentariu. Dacă aveți ceva de obiectat, vi se pare că o mașină nu a fost în regulă. Dacă vă interesează un anumit model, lăsați-mi mai jos în comentariu și eu o să încerc să găsesc mașina. Puteți să mă contactați și pe Instagram la Autorulate Germania, o să vă las pe aici pe undeva unde mă puteți găsi mai exact. Dacă nu sunteți abonați, vă invit să apăsați pe butonul de subscribe și să dați un like la videoclip. Iar cei care sunteți abonați, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți abonați, așa, să dați și voi un like, iar până data viitoare v-am salutat. Ciao!